Deținătorii de animale trebuie să cunoască legislația în momentul în care vor să aibă un cățel. Cei care stau la curte trebuie să asigure animalului de companie toate condițiile, iar dacă acesta este legat, lanțul trebuie să aibă o lungime de minim 2 metri. Legislația în vigoare prevede limitarea mișcării câinilor ținuți în aer liber, măsura pentru care trebuie folosite anumite mijloace. Printre acestea se află și lanțul confecționat din sale metalice, care trebuie să aibă o lungime minimă prevăzută în normele pentru aplicarea legii privind protecția animalelor. Deținătorii de animale trebuie să le asigure acestora în funcție de nevoi un adăpost corespunzător, hrană și apă, îngrijire, atenție și asistență medicală. Pentru câinii care sunt legați, zgarda trebuie să fie confecționată dintr-un material care să nu fie dăunător sănătății animalului și să fie concepută astfel încât să nu existe riscul de ștrangulare. Utilizarea altor metode în afara celor menționate în legislație pentru limitarea mișcărilor câinilor ținuți în aer liber este interzisă prin lege. Nu în ultimul rând, cuștile utilizate pentru adăpostirea câinilor trebuie construite în funcție de talia animalului, oferindu-i acestuia posibilitatea de a sta în picioare și de a se întoarce.